Astăzi, copiii cu dizabilități de la Centrul de Pedagogie Curativă din Simeria au avut parte de o surpriză plăcută. Ei au fost invitați de elevii de la Colegiul Național Decebal să participe la diferite jocuri. Decebaliștii sperând să-i ajute pe cei din Simeria să se integreze mai bine în societate și să dezvolte noi prietenii. Astăzi, cu ocazia Zilei Sportului European, avem activitate cu copiii cu dizabilități de la Simeria, în care ajutăm prin diferite activități sportive, de a socializa, să se integreze mai ușor în societate. Totuși, nu este prima oară când facem această activitate, o desfășurăm în fiecare miercuri cu aceștia, cu voluntarii clubului nostru, unde ajutăm să socializeze între ei, să se simte mult mai bine, să legăm diferite relații de prietenie și așa mai departe. Aceștia sunt oricum niște copii extraordinari și alături de voluntarii noștri ajungem să facem activități super interesante, să distreze, să zâmbească, să râdă, să le facem o zi mai bună și să simtă bine alături de noi și noi alături de ei, pentru că, cum am mai spus, sunt niște persoane extraordinare și mă bucur foarte mult că pot să fac parte din această comunitate și din această activitate. Săptămâna Europeană a Sportului nu este prima acțiune comună a celor două instituții educaționale, acestea începând din anul 2019. În cadrul acestei săptămâni, activități dedicate persoanelor cu dizabilități, am invitat în școală elevi de la Centrul de Pedagogie Curativă din Simeria, cu care desfășurăm activități sportive, activități care cu siguranță vor crea legături între elevii noștri și elevii cu dizabilități intelectuale de la Simeria. Vom continua acest parteneriat care, de fapt, noi îl derulăm încă din anul 2019. Trebuie să le mulțumesc celor de la Centrul de Pedagogie Curativă din Simeria, profesorilor și elevilor, pentru tot ceea ce realizează acolo cu copiii cu dizabilități intelectuale și să-i asigur că elevii noștri și cadrele didactice le pot fi de ajutor și, de fapt, incluziunea presupune colaborare, presupune integrare, empatie de ambele părți. Acest lucru îl pot găsi oricând la Colegiul Național Decebal din Deva. Ne-am întâlnit astăzi la Colegiul Național Decebal Deva, sportivi bravi de la Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, alături de elevi ai liceului și de colaboratori Leo, cu care colaborăm de foarte mulți ani în evenimentele noastre sportive. Ei au o bază sportivă care ne ajută să ne pregătim, să ne dezvoltăm, să colaborăm și să legăm prietenii între sportivii și elevii noștri și elevii liceului Decebal. Ne reunim prin sport pentru a ne dezvolta abilități, pentru a socializa, pentru a pregăti pe viitor evenimente locale, regionale, naționale și suntem foarte fericiți să ne bucurăm alături de sportivii noștri într-o așa zi minunată. Copiii cu dizabilități intelectuale de la Centrul de Pedagogie Curativă s-au bucurat de o zi minunată petrecută în aer liber, alături de noilor prieteni, arătând un deosebit spirit de competitivitate, dar și de echipă. Frumoșii mei, când mergem la coș, alergăm cu mingea în mână. Ziceți, nu? Da. Ce facem? Batem. Nu alergăm cu mingea în mână. Da, hai să învățăm puțin și reguli. Deci când mergem la coș, ce facem, Alex? O bată. Bravo, Alex! Ai văzut? Da. Bun! Hai, o dă-i la Alex! Bravo, Alex! Hai! Alex, dă-i la cifrică mea, bravo! Hai, Alex! Da! Sus! Bravo, Alex! Bun, după ce am pierdut mii, după ce am... Chiar de obicei o plăcere să-i avem printre noi, să le putem oferi momente de bucurie, pentru că ei se bucură foarte, foarte mult de aceste activități și răspunsul este pe măsură, spun eu. Ne bucurăm foarte, foarte mult să-i avem printre noi. Provocări pot apărea, vă dați seama, mereu există o doză de imprevizibilitate. Încercăm să gestionăm și cu ajutorul
copiilor din Clubul Leo să gestionăm activitatea astfel încât să ne ferim în primul rând de accidente. Până înainte de pandemie noi lucram constant, acum se pare că am reluat această activitate și într-adevăr ei erau familiarizați cu noi dinaintea pandemiei. Participanții își vor aminti de clipele frumoase petrecute împreună și cu ajutorul medaliilor primite la finalul evenimentului.